Apa de ghimbir are efecte antiinflamatoare, drept pentru care aceasta ajută la ameliorarea durerilor. Totuși, dacă suferi de anumite boli, este indicat să ceri opinia unui medic înainte de a o consuma. Ghimbirul este o plantă aromatică folosită de foarte mult timp în scopuri culinare și medicinale. Este o rădăcină iute care și-a găsit locul în bucătării din întreaga lume. Fiind extrem de versatilă, ghimbirul conține gingerol, o substanță activă cu efecte antiinflamatoare, analgezice și antioxidante. În plus, această rădăcină este o sursă bogată de uleiuri esențiale, vitamine și aminoacizi care oferă numeroase beneficii corpului, atât la nivel intern cât și la nivel extern. Ghimbirul este folosit adesea în medicina alternativă orientală. În ultimii ani, acesta a căpătat popularitate în întreaga lume datorită abilității sale de a îmbunătăți starea de sănătate. În cele ce urmează îți prezentăm principalele sale beneficii precum și o rețetă pentru apa de ghimbir, să vedem despre ce este vorba, proprietățile nutriționale ale ghimbirului. Rădăcina de ghimbir este o sursă bogată de nutrienți care protejează organismul și tratează diverse afecțiuni. Ea conține uleiuri esențiale, cum ar fi limonina, citronela și gingerolul care oferă multe beneficii pentru sănătate. Gingerolul este cel mai uimitor dintre uleiuri, fiind și cel care îi oferă ghimbirului gustul iute. Este un puternic antiinflamator care vine în completarea tratamentului pentru afecțiuni precum artrita și osteoartrita. În plus, ghimbirul conține vitamina C, complexul de vitamine B și minerale precum calciu crom, aluminiu și fosfor. Acesta are în compoziția sa acid linoleic, aminoacizi precum iacina și triptofan și enzime ca proteaza și zingibainul. Beneficiile apei de ghimbir Apa de ghimbir este o băutură medicinală ce conține toți nutrienții acestei rădăcini, dar și alte două ingrediente la fel de sănătoase lămâia și mierea, având un efect antiinflamator, analgezic și calmant, apa de ghimbir este recomandată pentru ameliorarea durerilor de cap, a migrenelor și a tensiunii cauzate de stres. S-a dovedit că aceasta blochează efectele prostaglandinei, o substanță care provoacă inflamarea vaselor de sânge din creier, ducând la apariția migrenelor, în plus. Acest aliment este un tonic digestiv excelent, tratând probleme gastrointestinale frecvente, cum ar fi gazele, durerile abdominale și indigestia. Ingredientele sale active stimulează circulația sanguină și previn apariția varicelor. Apa de ghimbir este unul dintre cele mai bune remedii împotriva durerilor musculare și articulare întrucât gingerolul reduce inflamațiile și ameliorează disconfortul produs de acestea. Consumul unei doze zilnice moderate combate simptomele asociate cu artrita reumatoidă osteoartrita și alte afecțiuni inflamatorii cronice. Fiind săracă în calorii, apa de ghimbir accelerează metabolismul și stimulează pierderea în greutate. Cum se prepară apa de ghimbir? Apa de ghimbir se prepară foarte ușor. Rețeta de mai jos nu conține ingrediente scumpe sau greu de procurat. Poți să le cumperi din orice supermarket. Această băutură antiinflamatoare și hidratantă a melorează durerile care apar pe parcursul zilei. Ingrediente 5 linguri de ghimbir proaspăt 50 grame 3 când de apă 750 ml Zeama unei jumătăți de lămâie 2 linguri de miere organică 50 grame Mod de preparare Spală bine rădăcina proaspătă de ghimbir. Dă-o răzătoare. Dă apa în clocot când fierbe adaugă ghimbirul, lasă-l să fiarbă la foc mic timp de două minute, apoi ia vasul de pe aragaz, stoarce zeama de lămâie în acest amestec, apoi adaugă mierea ecologică, poți să bei infuzia caldă sau să o depozitezi în frigider ca să o savurezi rece, bea între două și trei când pe zi, contraindicații, deși apa de ghimbir are numeroase beneficii. Consumul său nu este recomandat în anumite cazuri. De exemplu, nu este indicat să consumi această băutură dacă ai ulcer duodenal, colită sau boala crohn, deoarece aceasta poate agrava durerile. Nu este recomandat să bei apă de ghimbir nici dacă ești însărcinată. Deoarece anumiți compuși ai săi pot interveni în dezvoltarea hormonală a fătului, dacă vrei să bei acest lichid pentru a ameliora senzația de greață, este bine să ceri mai întâi opinia medicului. Este indicat să vorbești cu un specialist dacă folosești medicamente pentru diabet sau probleme ale aparatului circulator. Multe dintre substanțele active ale ghimbirului pot interacționa cu aceste produse farmaceutice.